Această femeie a aflat de amanta soțului ei și nu o să vă vină să crede ce a făcut. Astăzi, fraților, ne vom uita la o conversație ceva mai spicy și care conține foarte multă dramă, pentru că este vorba despre un bărbat care își înșală soția și nu o să vă vină să crede ce se întâmplă. Deci conversația se întâmplă pe Snapchat și după cum puteți vedea, băiatul ăsta primește un snap de la o fată pe nume Kimi, care este amanta lui și care ghici și a făcut băieți și fete, s-a dus la el acasă și a zis că te aștept aici pentru că soția ta nu e acasă și fiți ce s-a întâmplat. Deci vedeți asta este chimic și dă mesajul ăsta. So home, so și că, că și zice, da, nevasta nu era, nu era acasă, așa că am intrat înăuntru. Abia aștept să ne întâlnim de seară. Și acum băiatul ăsta o ia raz, de ceva de genul, bă, stuția mea o să fii de acasă, pleacă de acolo, pleacă de acolo! Și eu am auzit că se întâmplă ceva nebun, dar nu știu ce mai exact Urmează să vedem. Deci eu chiar nu știu ce. Sper să nu se întâmple ceva cu crime sau ceva. Doamne, iartă-mă. Ok. Și că waiting for you, baby. Și că soția mea o să vină acasă. Daia sunt aici. Ca să putem să-i spunem împreună. Oh! Oh! Ea vrea ca el să se despartă de soția lui. Nu, 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 nu. Nu este momentul potrivit, spune. Ai zis diseară la ora 6. Nu la asta mă refeream. Trebuie să pleci neapărat. Știu că asta este foarte greu, dar trebuie să o facem. Băi, băi, mamă, băi și fete, deci ea vrea ca el să-i zică undeva sus că o să se despartă. Kimi, te rog. Oh my God. Și dacă te vede fiul meu... Ar trebui să mă cunoască, mamă, băi și fete, uai, nu crezi, oh, și nu e bine, nu e bine! Și că de sigur, dar nu acum! Nu așa! Ne-ai promis! O, îl sună Lisa. Nu știu cine e Lisa, fraților. Cred că, că e nevastă-sa. i a închis! Oh, shit! Ah, ok, e nevastă-sa. My wife is calling me. Your amor? Don't be like that. Did someone see you? Te-a uh, văzut cineva? Nu, nu e nimeni aici, atunci pleacă, sora mea, pleacă, lasă-l pe băiatul să-și trăiască viața. Ci că o să ne vedem la tine acasă. Nu trebuie să-ți fie frică. Te iubesc foarte mult. Dacă mă iubești, pleci. Nu o să-i spui. Ci că jur că o să-i zic. Dar te rog, pleacă. Nu acum, sora mea. Dacă asta vrei, spune că mă iubești. Ok, i-a dat lista mesaj. Hei, ți-am dat mesaj. Ăsta te-am sunat. Sorry, eram într-o întâlnire la muncă, într-un meeting. M-a sunat de la școală. Jack nu s-a dus la școală, cică. Ora 5.32. What? Unde e? Cică, chiar acum vin acasă. Jack, cred că e fiul nu? Cred că este acasă. Mamă, nu e acasă. Ești deja către, către casă? O să ajung în 10 minute. Nu, nu te duc. Jack nu e acasă. Oh, ești acolo? Da. Am, am, venit, am, am venit mai devreme de la muncă. O să-l sun pe Jack chiar acum. Nu răspunde la telefon. Mamă, deci. bă face Ce se întâmplă cu fiul lor? Cred că are un episod. Cum a zis doctorul, ce episod? Zice că e OCD. Hani, nu, nu prea ai fost pe lângă noi. E din ce în ce mai rău. Ce se întâmplă? Vede chestii. Ce că ești prea îngrijorată. O fică al mic are probleme psihice? Dacă ai fi fost mai mult lângă noi și tu ai fi fost îngrijorat. Are 14 ani și se joacă hookie. Bă, nu știu. Ok, vino acasă, îi zice. Nu, o să vin acasă uh, și o să aștept cu tine. Nu, 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 I am here. Go check his friend house. Du-te la casa prietenilor lui. Am sunat toate mamele. Nu l-au văzut. Holy shit. Hopa, i-a dat Jack mesaj. Și că tată ești cu mama? Oh, thank God. Am zis că nimeni nu l-a văzut. Du-te la... du la mall. Îți permit că o să-l găsim. Și că o să fiu mai des pe, pe acasă. Ok, să-mi dacă mă sună. Te iubesc, zice Lisa And you tu mi amor Don't tell her I'm, text, I'm texting you Ce? Jack, where are you? Hopa, deci Jack zice Tată, ești cu mama? Nu-i spune că îți dau mesaje Ce unde ești? Nu fii nervos pe mine De ce nu te-ai dus la școală? Mama ta este foarte îngrijorată Mama nu o să mă asculte Crede că sunt nebun nu crede că ești nebun. Ba, chiar crede. Din mesajele alea chiar crede. Ea zice că-mi imaginez oameni. Da, i-am dovedit greșit. Avem un stalker. Mamă, cumva stalkerul e amanta ăsta? Our stalker is real. Uh, what stalker? Ce stalker? Și ca un stalker. O doamnă ne urmărește. Bă, bă, stalkerul e chiar amanta? O văd peste tot. O, oh, copile, unde ești? Trebuie să îți găsim niște ajutor. L-a sunat. I-a închis. Nu pot să vorbesc, tată. Sunt în apartamentul ei. Apartamentul cui? Oh my god! A găsit-o pe amanta lui Taicăsu. Bă, dar de ce de, de, ce asta îi urmărește? Adică care-i treaba? Să că nu, nu, prea înțeleg. Oh my god. dead o cunoști? Ai văzut-o și tu? Nu, n-am văzut-o niciodată. Sigur n-ai văzut-o. Ia te-a văzut pe tine. Ia uite, are poze cu tine, tată. <laughs> Pleacă de acolo chiar acum. Băi, nu mai joc cu tine. De doar ascultă, mama mă băie și fete, o, o fică amanta lui ăsta e ceva nebună sau ceva de genul, probabil. Tata, ascultă, mă trebuie să sunăm la poliție. Și ce să le zicem? Corect și asta. Că ai intrat în, prin efracție în apartamentul ei? Corect, ce să le zicem? O să te aresteze? Corect. Nu, nu prea a gândit-o, băiatul. -o. Ci că o, o, să zic că am investigat situația. Ci că nu ne urmărește nimeni, ai 14 ani și încalci legea. <laughs> și tu crezi că sunt nebun? Nu, dar asta este ilegal. O fotografie de-a mea nu înseamnă nimica. Mm. Mama, ce e asta? Ia! Ia, vedeți! Oh! Oh my god, băi, și fete, poze cu... Poze cu familia lor? Aia în apartamentul Bă, v-am zis, băi, și fete, amanta asta e nebună. E nebună, 100%. Ia, under bed, supatul patul ei. E fotografii, sunt fotografii cu familia noastră. Bro, mamă de cel mic, faci ok de că ai un stacord dar de fapt ea e amanta lui căsu și e nebună. Ok, Jack. O să fac eu ceva în legătură cu asta. O să sun la poliție? Nu. Nu e periculoasă. Nu cum crezi tu. Greșești. Doar ai încredere în mine, fiule. Și că she's killing someone today. O să moare pe cineva azi. Bă, a luat-o What? Cum adică o să moare pe cineva azi? Știi? A, mi amor. Mi amor cred că e nevastă să ăsta, nu? Gen, ca așa îi zice el. Mi amor. Și că poate deja a ucis-o. What? Și needs to die. Ora 6, goodbye, mi amor. Bro, bă, deci face... Deci, despre asta e vorba. Asta e o psihopată care vrea să-i omoare. Ia uite, are și gulanțe care vrea să-i omoare familia. Mamă, Lisa zice, Jack nu era la mol. Acum zi nu nevastă ta să nu te duci acasă că o să te omoare amanta mea. Știi unde sunt? Cum? Cum știi? Doar stai acolo. Mamă, prea multe întrebări. Nu, nu, nu. Lisa zice că o să se, o, că o să se ducă acasă. Nu, sora mea, nu te do. L-am găsit pe Jack. A fost la un loc de joacă. E ok? Da, dar este foarte confuz. Este mult mai bolnav decât am crezut. Atât timp cât este ok, mama. No. Acum ă, ăsta o să bagi că bă, vede chestii. Ador aici, Hir. Chiar acum ajung acasă. Nu, 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 mama. băi, și vede, bă, o să o moare. Este o mașină. Nu, 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 nu. Ai plecat? O întreabă pe Kimi. Desigur. Promiți? Este o mașină în fața casei. Ești aici? Soția mea e aici. Spunem că nu ai o, o armă. What? Are o homia Ma, mamă, nu vă ești fete, nu. Nu, 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 no. no, 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 no. Mi amor, no, păi și fete, bă, o să o moare, o să o moare pe nevastă asta, mamă, ce psihopată. What is that? It's what I call my wife, mi amor. Dar acum eu sunt iubirea ta. De ce te dus la mine acasă? Nu, niciodată nu i-ai fi spus. Ai avut nevoie de ajutorul meu. Chimice, ce fel de ajutor? Ca să ne începem viața împreună. O să fim în familie. Spunem că ai plecat de la mine de acasă. Asta vrei, baby? Lisa chiar este aici. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no. nu. Ce că nu-i fără It's ok, mi amor. O să fac chestia asta pentru tine. Nu! No! Cred că cineva este aici, mamă. Spune lui Lisa, frățiorul, spune lui Lisa să nu facă nimica. Whatever you are doing. Nu vreau chestia asta, îi zice. Nu vreau chestia asta. Putem să vorbim despre asta. Asta nu este iubire, ok? Te iubesc, am spus-o. Putem să fugim. Kimi. Dead, este gagică ta? Oh! Ia da i da mesaj Jack, te rog. Richard? Lisa? Cineva a intrat la noi in casa M-a atacat. Cred că este moartă. Wow, let's go! Let's go! Let's go! What? Bun frățul, dar da cum a murit o Bro! M-a atacat! Mamă, băieți și fete, nu mă așteptam la asta! Nu voiam să o rănesc. Bro, totul sună Lisa. Fără telefoane. E sigur că e moartă. Cred, bă! Mamă, băi, și fite, nu mai aș fi la asta. Trebuie să știi, I know her, Richard, știu cine e Richard. Îmi pare foarte rău, Lisa. A fost o aventură stupidă. Era, eram, sigur, băi, și fete. Asta voia să-și scuze că a tot, dar de fapt este stalkerul lui Jack. Mi-a arătat fotografii. Nu l-am crezut. Mamă, băi și fete. Let's go. Mamă, deci și-a scăpat ăsta la limită. Și băi și că, mai, este, uh, mai este o chestie de asta. Știu că este un mim pe internet. În care iară sunt doi care și înșeală uh, nevasta și soția. Și gen nevasta și bărbatul. Și femeia vrea să se ducă... La ea acasă să le zică la fel că băi, noi suntem împreună și fii să duci o calcă mașină și gata. Secretul s-a evaporat, știi ce zic? Sunt o mamă oribilă. Este un cadavru la noi în living room. Și eu am omorât-o. What? You are never there. A, ah, ok, deci o să ia el vina asupra lui. Bă, mi se pare corect, măcar atâta să faci. Ți-ai pierdut mintea? O să sun la poliție și o să le spun că eu am omorât-o. De ce ai făcut asta? A fost el defense. Deoarece s ar putea să nu te creadă. No, no, no. Ok, ci că Jack are nevoie de un părinte, are nevoie de mama ta. Dote și el trebuie să facă asta. Mamă, și vede de, ce ce se sacrifică să se ducă la... Ok, i-a zis unde este Jack. Jack is waiting for you. Jack te așteaptă. Ok, o să mă duc. Și el o să ia vina să meargă la, la închisoare. Trebuie să ștergi toate textele. Totul. Te iubesc foarte mult. Tată, hey kiddo, mami on the way. Ai sunat la poliție? Am about to call them. A, vreau să zic că te iubesc. Ce s-a întâmplat? Poliția o să pună întrebări. Oamenii poate o să spună chestii despre mine. Nu o să-i crezi. It's all true. Totul este adevărat. Ai grijă de mama ta. Don't grow up to be like me. Nu fi ca mine. Ce nu-mi spui? Și aici s-a terminat. Wow, băi și fete, bă! Scrieți la comentarii ce crezi că aici, credeți că s-a întâmplat aici, men? Credeți că crezi că s-a împușcat asta Kimi? Pentru că eu nu înțeleg, băi, deci chiar nu, nu m-aș fi așteptat la așa ceva.